La Patriarhul Iacov am văzut că truda afacerii unui nume presupune dezbrăcarea de ambițiile personale și rezolvarea fisurilor de caracter. De data aceasta ne propunem să ne uităm la Iosif și să vedem cum poți căpăta trecere înaintea lui Dumnezeu. Când vorbim de Iosif, cei mai mulți dintre noi ne amintim imediat de visurile lui. S-a vorbit mult și s-a folosit exemplul lui Iosif ca fiind omul care, în ciuda tuturor obstacolelor, și-a urmat visul până la împlinirea lui. Oare așa să fie? Nu prea cred. Trăim vremuri de confuzie, vremuri în care oamenii vor să-și facă un nume mai mult decât orice altceva. Mentalitatea este urmărește-ți visul. Cărțile de pe rafturi abundă în literatură motivațională cu sfaturi ca și acestea. Cântărește-ți visele, stabilește-ți scopurile, observă-ți calitățile, țintește sus, pornește la drum înspre ceea ce ți-ai propus sau fii încrezător că poți să-ți atingi scopul. Implică-i și pe cei din jurul tău, nu te da bătut. Și lista cu sfaturi motivaționale continuă. Chiar autori creștini de renume sunt prinși în vârtejul acesta. Îi citim fundamentându-și afirmațiile pe viața lui Iosif, spunând, de exemplu, nu ți-arunca visul la gunoi chiar dacă ai început cu stângul. Nu ți-arunca visul la gunoi chiar dacă familia ta nu te sprijină. Nu ți-arunca visul la gunoi chiar dacă drumul este plin de obstacole. Nu ți-arunca visul la gunoi chiar dacă este nevoie de mult timp pentru a-l vedea împlinit. Aparent sunt sfaturi bune, motivatoare, dar defazate față de lucrurile cu adevărat valoroase și durabile. Acest gen de sfaturi te împing spre o focalizare pe visurile tale, lăsând în ceață lucrurile cele mai valoroase. Iosif, conform relatării Scripturii, Iosif în niciun moment nu și-a urmărit visurile. Nu și-a pus viața în slujba împlinirii lor. Niciun moment. Iosif nu și-a urmărit visurile. Scriptura nu lasă la vedere o căutare a lui Iosif după împlinirea visurilor sale. El nu dă din coate ca să-și vadă visurile împlinite. Visurile nu i-au fost un scop în sine nici măcar un moment al vieții. De unde știm asta? Scriptura ne spune. Abia după proșternerea fraților săi înaintea sa și-a adus aminte de ele. Scriptura spune foarte clar în Genesa 42. Iosif era mai mare în țară, el vindea grâu la tot poporul din țară. Frații lui Iosif au venit și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Iosif și-a adus aminte de visurile pe care le visase cu privire la ei. Abia când frații lui s-au plecat înaintea lui, și-a adus aminte de visurile lui. Nu a căutat să și le împlinească pe parcursul vieții lui. Uitase de ele. Mai mult, dacă Iosif ar fi căutat pe tot parcursul vieții și ar fi urmărit visurile, atunci ceva nu potrivește. După împlinirea visurilor, ce sens ar mai fi avut viața sa? Peste jumătate din viață și-a trăit-o fără visuri. Sau cu visurile deja împlinite. Dacă facem un mic calcul, avea 17 ani când a fost vândut ca și sclav. Asta 13 ani până iese din închisoare și faraon îl pune în poziția cea înaltă. Apoi au urmat 7 ani de belșug. Plus minus 2 ani, ani în care familia lui Iacov au venit și au plecat la cumpărături în Egipt. Ne totalizează aproximativ 40 de ani, 39-40 de ani, când visurile lui s-au împlinit. Dar Iosif a trăit 110 ani, ne spune Scriptura. Deci cel puțin 70 de ani a trăit fără să-și urmărească visurile. De aceea spun, Iosif nu și-a urmărit visurile nici măcar un moment. Ba încă și mai mult, dacă visul i s-ar fi urcat la cap, dacă și-ar fi trăit viața cu visul în minte,
dacă și-ar fi urmărit împlinirea visului. Probabil că nu s-ar fi dus să aducă vești de la frații săi. Să facă bine Iacov, tata, să trimită o slugă. Doar frații săi vor trebui cândva să se plece înaintea mea. Probabil că s-ar fi folosit de avantajele unei relații cu soția lui Potifar ca să urce pe scara socială. Aceasta este tendința omului determinat să-și împlinească visurile, să profite. Și Iosef nu face asta. Cred că este o pistă greșită să ne punem viața să urmărească visurile pe care le avem. Este o pistă greșită să-l folosim pe Iosif ca pe un exemplu de om care a știut să-și urmărească visurile. Iosif nu și-a urmărit visurile. De fapt, în tot timpul vieții sale, Iosif și-a urmat Dumnezeul. Iosif și-a urmat Dumnezeul. Uitați-vă în viața lui. Până în momentul morții, Iosif și-a urmărit Dumnezeul, nu visurile. Cum și-a urmărit Dumnezeul? Privind la viața lui, putem ușor învăța cum poți căpăta trecere înaintea lui Dumnezeu. Odată uitându-l la viața lui, vedem o perspectivă înaltă. Pentru Iosif, viața era mai mult decât el însuși. Uitați-vă la visurile lui. De ce a avut parte de visurile acelea? De ce Dumnezeu a ales să-i vorbească într-un astfel de mod? Oare nu tocmai pentru că tânărul acesta avea o perspectivă înaltă, o sensibilitate spirituală, un interes spiritual? În plus, oare nu tocmai pentru a fi încurajat în mediul apăsător și umilitor în care își ducea viața? În curăție? Iosef avea o perspectivă mai înaltă. Avea alte valori după care încerca să-și trăiască viața. Pentru că era preocupat de Dumnezeu. Dumnezeu a ales să intervină, să-i vorbească, inclusiv prin aceste visuri. Scoateți visurile afară și miezul povestirii nu se schimbă cu absolut nimic. De aceea spun, nu visurile au fost centrul vieții lui Iosif? Visurile erau doar o încurajare pe cale, nu un țel al vieții lui? De altfel, le-a și uitat, cum am văzut, până când s-au împlinit. Ce au însemnat visurile acelea? Snopii aveau de-a face cu pământul. Resursele pământului vor fi în mâinile tale, îi putea transmite Dumnezeu. Nu-ți face sânge rău, eu îți voi purta de grijă, ești sub ochii mei, știu prin ce treci cu frații tăi. Apoi visul cu soarele, luna și stelele avea de-a face cu stăpânirea. Te voi înălța peste cei din familia ta, nu te amără. Eu voi avea grijă să-ți consolidez locul în familie. Visurile nu au fost altceva decât o încurajare pe cale pentru un Iosif care încerca să trăiască altfel, având o perspectivă mai înaltă. Apoi, o perspectivă mai înaltă se vede nu doar din visurile de care a avut parte. Perspectiva lui mai înaltă se vede și din referirile, din mărturiile sale. Cum aș putea eu să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, îi spune Iosif, soției lui Potifar. Iosif avea o perspectivă mai înaltă. Știa că viața este mai mult decât experiența lui. Sau mai târziu, tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu, îi spune paharnicului și pitarului. Iosif își urma Dumnezeul, avea o perspectivă mai înaltă, viața este mai mult decât aici acum. Sau, nu eu, Dumnezeu este acela care va da un răspuns lui Faraon, îi spune acestuia. Vedem un Iosif mereu cu niște mărturii, cu niște referiri la perspectiva lui mai înaltă, la credința lui, la Dumnezeul în care credea. Mai avem încă un argument pentru perspectiva mai înaltă care te ajută să capeți trecere înaintea lui Dumnezeu. Numele copiilor lui. Scriptura ne spune în Geneza 41, Iosif a pus întâi lui născut numele Manase, uitare, căci, a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Până și numele copiilor are de-a face cu perspectiva mai înaltă, cu Dumnezeul
pe care îl urmărea? Se pare că da. Și celui de-al doilea i-a pus numele Efraim, adică rodire. Căci, a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Cum ca pe trecere înaintea lui Dumnezeu? Având o perspectivă mai înaltă. O perspectivă mai înaltă, care se vede. Se vede și în acceptarea suveranității lui Dumnezeu. Îl vedem pe Iosif mai târziu, la întâlnirea cu frații lui. În Genesa 45 spune, căci, ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Cum capeți trecere înainte lui Dumnezeu? Având o perspectivă mai înaltă, care se vede în faptele și în cuvintele tale. Aplicația pentru noi? Tu vezi dincolo de tine? Nu uita, ținta ultima universului este să arate, să reflecte gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut totul, inclusiv pe noi, pentru slava Lui. Vezi dincolo de tine? Sau tot universul orbitează în jurul tău? Mai mult, vezi dincolo de tine? Viața aceasta nu este totul. Este doar repetiția pentru viața viitoare. Când pricepem cu adevărat că viața noastră nu se oprește acum și aici, și viața aceasta este pregătirea pentru cealaltă, vom începe să trăim altfel. Vom fi motivați să trăim altfel. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică a celor ce sunt chemați după planul Său, ne spune Pavel în Romani 8:28. Doamne, chiar dacă nu înțeleg nimic din ceea ce mi se întâmplă, mă încred în Tine că ești un tată bun. Vezi dincolo de tine? Este probabil prima întrebare care ne-ar pune-o Iosif nouă. Cum capeți trecerea înainte lui Dumnezeu? Având o perspectivă mai înaltă, pricepând că nu în jurul tău se învârte totul. În al doilea rând, capeți trecere înaintea lui Dumnezeu, având o conduită exemplară, o perspectivă mai înaltă și o conduită exemplară. O vedem în viața lui Iosif. Cum? Unde? Uitați-vă! Iosif nu se conforma presiunii anturajului. Genesa 37 ni se spune, era cu frații săi, Dan, Neftali, Gad și Asher, fiii roabelor Bilha și Zilpa, ca să învețe meserie. Era cu ei, dar nu ca ei. De unde știu asta? Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Nu se conforma presiunii anturajului. Avea o conduită exemplară. Apoi vedem un Iosif supus autorității, de exemplu. Genesa 37, versetul 13. Iată-mă, sunt gata, spune tatălui său, să meargă să-și viziteze frații. Iată-mă, sunt gata, chiar dacă se expune a pericolului, știind că frații lui au început să-l urască, că nu puteau să-i spună nimic bun, nici o vorbă prietenească. Frații lui care îl urau și mai mult, ni se spune în Scriptură, frații săi au început să-l invidieze, ni se spune. Supus autorității tatălui, chiar dacă cerea lucruri inconfortabile, chiar dacă însemna un preț de plătit, să se supună, să se expună, cel puțin unor umiliri și batjocuri. Avea o conduită exemplară. Iată-mă, sunt gata să plec. Avea o conduită exemplară care se vede și din faptul că era un om responsabil. Își îndeplinește sarcinile. Uitați-vă tot în Genesa 37, de la versetul 15. Chiar dacă nu-și găsește frații în locul unde trebuiau să fie, merge vreo 100 de kilometri până în Sihem și nu-i găsește acolo. Apoi mai trebuie să străbată încă 20 de kilometri până în Dotan. Și-o face. Își îndeplinește sarcinile, este responsabil. Același lucru îl vedem în administrarea bunurilor stăpânului său, a lui Potifar, a închisorii, apoi a resurselor Egiptului.
o conduită exemplară și în ce privește loialitatea. Când soția lui Potifar îi face avansuri, el n-a voit și a zis nevestei stăpânului său: vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Vedem loialitatea aici, în cuvintele lui Iosif, o conduită exemplară. Dar mai vedem și curăția sexuală. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Îi spune soției lui Potifar. Îl onorează pe Dumnezeu, indiferent de consecințe. O conduită exemplară. Aplicația pentru noi? O conduită morală exemplară te ajută, te face să capeți trecere înaintea lui Dumnezeu. Pentru că fiecare faptă, vorbă, atitudine aici pe pământ atinge o coardă care vibrează în eternitate. Te-ai întrebat vreodată cât de fals sună cântecul tău în eternitate? Cum stai cu conformismul față de valorile și gândirea lumii? Ești cu ei, dar nu ca ei, asemenea lui Iosif? Cum stai cu supunerea față de tatăl? Ești gata să asculți de el, chiar dacă este un preț de plătit? Chiar dacă îți ceri să faci lucruri inconfortabile? Răspunzi chemării lui? Sau cum stai cu îndeplinirea responsabilităților? Vedeți, a-L urma pe Dumnezeu, nu visurile, nu înseamnă a nu face nimic. Asta cu mâinile în sân, în ce privește viața aceasta, dimpotrivă. A-L urma pe Dumnezeu, nu visurile, înseamnă a face tot ceea ce ți se dă de făcut. Sau ești loial celor care le slujești? Loialitatea poate merge până când nu ți se cere să încalci valorile, legea lui Dumnezeu. Ești loial celor care le slujești? Sau, uneori, alegerile corecte au consecințe devastatoare pe termen scurt. Ești conștient de asta? Ești gata să plătești prețul ascultării de Dumnezeu de dragul lui? Ascultarea lui Iosif de Dumnezeu a cauzat închisoare. Uneori, alegerile corecte au consecințe devastatoare pe termen scurt. Pe termen lung, în schimb, sunt benefice. Sau, mai ales o problemă foarte actuală. Îl onorezi pe Dumnezeu cu curăția ta? Problema curăției sexuale constituie un aspect major în teologia lui Dumnezeu. Dumnezeu pune un accent deosebit pe curăția sexuală. Dumnezeu a inventat relațiile sexuale și le-a plănuit în cadrul căsătoriei cu câteva scopuri. Dumnezeu le-a inventat cu câteva scopuri. Unul din scopuri este procreerea, scopul de a avea copii și de a crea o familie, deși acesta este un scop secundar. De ce spun asta? Pentru că văd în natură același Dumnezeu a creat anumite vietăți care se înmulțesc asexuat. Prin partenogeneză, de exemplu. Adică forma de reproducere sexuată la unele organisme, albinele, căluții de mare, o formă de reproducere fără fecundarea ovulului sau oosferei. Dumnezeu putea să ne ajute să ne înmulțim, să ne creeze astfel încât să ne înmulțim prin partenogeneză, fără să fie nevoie de relații sexuale. Deci, unul din scopurile relațiilor sexuale este procreerea, dar este un scop secundar. Dumnezeu putea să o facă altfel. Un alt scop, pe lângă procreere, mai este recreerea, adică pentru plăcere, pentru bucurie.
Dar și acesta este un scop secundar, pentru că sunt multe alte modalități de a simți plăcere. De aceea, relațiile sexuale gândite de Dumnezeu în cadrul căsătoriei au scopul procreierii, dar este un scop secundar. Au scopul recreierii, dar și acesta este un scop secundar. Un al treilea scop al relațiilor sexuale inventate de Dumnezeu este identificarea sau dezvoltarea unității, a legăturii dintre soț și soție. Ideea creștină despre căsătorie este bazată pe cuvintele lui Hristos, că bărbatul și femeia trebuie să fie socotiți ca un singur organism. Iisus Hristos nu a exprimat un sentiment, ci un fapt. La fel cum cineva enunță un fapt real când spune că lacătul și cheia sunt un singur mecanism sau că arcușul și vioara sunt un singur instrument. Inventatorul mașinăriei umane ne spune că cele două entități, bărbatul și femeia, au fost destinate să fie combinate în perechi, nu numai la nivel sexual, ci să fie combinate total. Inventatorul mașinăriei umane ne spune că cele două entități, bărbatul și femeia, au fost destinate să fie combinate în perechi. Nu numai la nivel sexual, ci să fie combinate total. Să ajungă să devină un singur organism. Monstruozitatea actului sexual în afara căsătoriei constă în faptul că aceia care îl practică în acest fel încearcă să izoleze un tip de unire, cea sexuală, de toate celelalte tipuri de uniri care ar trebui să însoțească relația de căsătorie pentru o unire desăvârșită. Scopul relației sexuale este procreierea, dar este un scop secundar. Este recreierea, dar este un scop secundar. Al treilea scop, această identificare, această unire, lipire, apropiere, întărirea unității dintre soț și soție, este un scop principal. Dar cred că mai este încă unul. Al patrulea scop a relațiilor sexuale inventate de Dumnezeu este și un scop al iluminării, adică aduce lumină asupra unei realități spirituale. Nu putea Dumnezeu să nu pună în om pornirile sexuale? Ba da! Nu am fi avut nici cea mai mică frustrare, pentru că nu am fi știut de existența lor. Totuși, El a pus în noi dorințele și satisfacția sexuală. De ce s-a riscat Dumnezeu cu necinstirea sa de către om? Pentru că până și relațiile sexuale dintre soț și soție sunt o umbră a unei realități spirituale, a unei împliniri depline în Dumnezeu când vom ajunge în prezența Lui. Relația de căsătorie se vrea o umbră a relației ce așteaptă Dumnezeu de la noi cu El. Sugerează o apropiere intimă, foarte intimă. Tocmai această analogie aduce lumină foarte puternică asupra sacralității relațiilor sexuale, a necesității curăției sexuale. Castitatea, e adevărat, este cea mai nepopulară dintre virtuțile creștine. Nu există excepții de la ea. Vechea regulă creștină este: fie căsătorie cu credincioșie completă față de partener, fie abstinență totală. Coordonatele biblice ale curăției sunt foarte clare în Scripturi. Și anume, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Apoi, fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Și 3. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari.
Dumnezeu caută, pretinde curăție sexuală. De fapt, un antropolog englez, J.D. Unwin, educat la Oxford, a condus un studiu despre nașterea și moartea a 86 de civilizații ale istoriei. Studiul lui a avut loc în 1934. Este intitulat Sex and Culture. Una din concluziile lui, în urma acestui studiu extraordinar de extins pe 86 de civilizații, una din concluziile lui spune următorul lucru. Supraviețuirea națiunilor este strâns legată de comportamentul sexual al cetățenilor ei. El argumentează în felul următor, uitându-se în istorie, și spune: fiecare civilizație studiată a urmat același model. La începuturile ei, relațiile sexuale erau permise doar în cadrul căsătoriei. Monogamie absolută, o numește Unwin. Apoi, o puternică energie creatoare a fost asociată cu această inhibiție a exprimării sexuale, ducând la prosperitatea civilizației. Pe măsură ce bunăstarea a crescut, standardele morale au scăzut. Energia socială a fost deviată înspre plăcerile proprii. Cetățenii ei au început să se revolte împotriva acestor interdicții, cerând libertatea de a-și exprima pasiunile lăuntrice. Rezultatul a fost carierea și, în final, distrugerea civilizației. Unwin a concluzionat că energia care ține la oaltă societatea este de natură sexuală. Și a continuat argumentarea în felul următor. Când un bărbat este devotat unei singure femei și unei singure familii, este puternic motivat să clădească, să strângă, să salveze, să protejeze de dragul lor. De cealaltă parte, când interesele sexuale ale unui om sunt dispersate, efortul lui este investit în satisfacerea acestor dorințe. Și familia, și apoi societatea, și apoi civilizația se dezintegrează. Un om de știință, care nu este creștin, ajunge la astfel de concluzii. Cum ca pe trecere înaintea lui Dumnezeu? Am văzut, este nevoie de o perspectivă înaltă. Este nevoie de o conduită exemplară. Și în ultimul rând, este nevoie de o consacrare pe viață. Iosif nu făcea un secret din credința sa. Ceva din mărturia lui lăsa urme vizibile. Așa ne spune textul Scripturii. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. De aceea mă voi încrede în Dumnezeu în toate aceste împrejurări triste, își spunea Iosif. Dacă Dumnezeu vrea să fiu sclav, am să fiu cel mai bun sclav. Interesele lui vor deveni interesele mele. Am să îndeplinesc orice sarcină care nu contrazice voia Domnului, ca pentru Domnul. Lanțurile acestea de sclav le voi privi ca pe legăturile Domnului. Aceasta este consacrarea lui Iosif. Mărturia lui, credința lui lăsa urme vizibile. Și această consacrare este până la capăt. Uitați-vă la sfârșitul lui Iosif. După ce visurile sale s-au împlinit, Iosif a mai trăit 70 de ani. Și ascultați ultimele lui cuvinte. Eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta în țara pe care a jurat că o va da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Iosif a pus pe fiul lui Israel să jure, zicând: când vă va cerceta Dumnezeu, să luați oasele mele de aici. Chiar și după moarte, chiar și cu oasele lui, voia să-și urmeze Dumnezeul în care a crezut și pe care l-a onorat cu viața lui. Și astfel, Iosif, neurmărind să-și facă un nume, Dumnezeu i-a făcut unul. Aplicația pentru noi? Ești
decis să-ți duci până la capăt mântuirea, consacrarea? Dumnezeu nu vrea un loc în viața ta, ci vrea toată viața ta. Aceasta este consacrare. El nu vrea ca tu să-i găsești un loc în programul tău sau în planurile tale. El vrea ca tu să-ți găsești locul în programul lui și în planurile lui. Aceasta este consacrare. Urmează-L pe Dumnezeu, nu visurile tale, și vei căpăta trecere înaintea Lui. Istoria lui Iosif ne poate pune câteva întrebări. Cât de prins ești de dorința de afirmare în viață? Știu că unii, chiar acum când întreb aceste lucruri, se gândesc și ce este rău în a arăta ce pot. Care e problema cu a mă realiza în viață? Setea de putere este o presiune care nu încetează toată viața. Sunt conștient de asta. În cadrul adulților îmbracă forme diferite. Unor apare sub forma unor visuri de urmărit. Ce rol ocupă setea de putere în acțiunile și planurile tale? Vrei să-ți faci un nume? Vrei să ți se ceară autograful? Dacă da, dacă aceasta este tot ceea ce cauți în viață, atunci scara pe care urci se sprijină de zidul greșit. Urmărește-L pe Dumnezeu, nu visurile tale. Nu-L da pe Dumnezeu pentru visul tău. Vei face un târg prea scump pentru sufletul tău. În alte cuvinte, ascultați sfatul unui om după inima lui Dumnezeu, sfatul unui om pentru fiul său. Omul care aude fâlfâitul aripilor îngerului morții nu are cuvinte de irosit, așa că își evaluează întreaga viață, își strânge toate puterile și lasă cu limbă de moarte secretul vieții. Omul acesta îi spune fiului său, cum poți căpătra trecere înaintea lui Dumnezeu? Ascultați-l. Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și slujește-L cu toată inima și cu un suflet binevoitor. Căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile, visurile și toate gândurile. Dacă-L vei căuta, se va lăsa găsi de tine, dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda și El pe vecie.